Bună regăsit, doamnelor și domnilor! Din acest moment vă invit să fiți alături de Bucovina TV și de emisiunea Bucovina Retrospectiv. Avem pregătite trei titluri. Titlul 1 pentru subiectele selectate de la nivel național, parlamentarii de astăzi la muncă. Titlul 2, Suceava, show-uri, politică și administrație. Evident, vom puncta câteva evenimente locale. Și titlul 3, Ucraina, tragedii și povești romanțate. În studio, invitat permanent, domnul Adrian Botezatu, sociolog și politolog. Bine ați venit! Bine v-am găsit! V-a intrat în ritm această zi, această întâlnire, nu? De luni. Da, și normal. Normal, da. Vor fi prin telefon alături de noi pe câteva subiecte parlamentare Constantin Galan, deputat, și domnia sa este cel care se ocupă de organizarea filialei Suceava a Partidului Liberal Reformist, și domnul Ovidiu Donțu, senator PSD, ambii sunt în București. De astăzi a fost reluată sesiunea parlamentară de toamnă. Așadar, până la discuția cu domnile lor, primul subiect selectat din cele întâmplate și discutate la nivel național, e oficial, se presupune, Corina Crețu, a doua propunere a României pentru funcția de comisar european. A fost ceva tantam, s-a făcut ceva tantam în ultimele 2-3 zile. Președintele Băsescu a găsit de cuvință să se supere pe premierul Ponta că există două nominalizări din partea României, vorba de domnul Cioloș și Corina Crețu. De ce repede acest subiect a ajuns dispută între cei doi? Bine, e o zonă de influență, clar, și politică și administrativă, și miza unui comisar european este importantă prin influența pentru fondurile europene și influența în deciziile Uniunii Europene de asemenea. Ce e interesant de comentat aici, comisarul european Dacian Cioloș era o nominalizare din partea României, dar miza de fapt a fost, conform presei franceze, el ar fi fost al doilea comisar francez. De aia și fost susținut pentru un post atât de important, având în vedere că de la crearea Uniunii Europene, Franța s-a bătut în permanență pentru subvențiile pentru fermierii francezi. Ei au fost principalii beneficiari a acestor fonduri agricole de-a lungul timpului. Și asta a fost una, cum spuneam, una din negocierile, în special cu Germania, când s-a format această Uniune Europeană. România n-a avut foarte mari beneficii de pe urma prezenței lui Dacian Cioloș în postura de comisar european pentru agricultură. E și greu, în fond, pentru că se aplică o politică... Da, de altfel și Dacian Cioloș a fost cam rezervat ca atitudine în scurtele sale prezențe în România, așa foarte distant, foarte echilibrate, adică nu, România nu a simțit un mare avantaj din povestea asta. Bun, niciun dezavantaj n-a fost, dar nici nu, să spunem că mandatul său a reprezentat un mare salt în ceea ce înseamnă agricultura din România. Dar putea să intervină într-un fel? Putea mult mai mult, în mod cert. Nu... Știți cum există o bună practică românească a unor personaje care în momentul în care ajung pe o funcție foarte sus uită de unde au plecat. Revenim la cea de-a doua nominalizare. Dacă se va confirma până la final, pentru că am înțeles că încă nu este o decizie finală, ar fi într-adevăr o lovitură bună pentru România, în sensul că Corina Crețu ar lua portofoliul politicilor de dezvoltare regională. Aici, într-adevăr, România e cea mai mare nevoie, în viziunea mea, a României în momentul de față, fapt subliniat și de guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, care spunea că țara noastră este puternică, enclavată economic și social, și atunci aceste niște politici adecvate aplicate României de dezvoltare regională ar fi părerea mea prioritatea numărul 1. Aici se vede influența
socialiștilor europeni în Parlamentul European și de asemenea să nu uităm că Corina Crețu a fost protagonista unui scandal acum un an sau doi în care au apărut informații că ar fi avut o idilă cu fostul general și fostul secretar de stat american Colin Powell. Probabil că și relațiile personale pe care și le-a construit de-a lungul timpului, să nu uităm că a fost consilier al lui Ion Iliescu la Palatul Cotroceni în timpul mandatului acestuia și are experiență în zona relațiilor internaționale. Deci are calificare, ca să spun. Are calificare și dacă prinde acest culoar, am înțeles favorizat și de faptul că noul președinte a Comisiei Europene, Junckers, și-a propus o cotă de femei comisar. Numai bine, această nominalizare a lui Victor Ponta s-a potrivit mănuș pentru acest lucru și se pare că, într-adevăr, de data aceasta, esticii au putut ocupa funcții mai importante în această structură europeană. Gândindu-mă și la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Da, o să discutăm și despre el. Donald Tusk, de fapt, e polonez, da. Da, polonez. Bine, a stat foarte mult el în afară. Cam atât. Bun, și reacția președintelui afectează într-un fel România în această structură? Acum, Traian Băsescu suferă de nebăgare în seamă. El pe final de mandat, era și firesc ca premierul și guvernul să nominalizeze această persoană, având în vedere că Traian Băsescu în două luni își termină mandatul asta, una, și doi, Dacian Cioloș, cum spuneam, era nominalizat din România, dar nu neapărat a lucrat foarte mult pentru România. Pentru România, corect aici. Domnule Botezatu, NATO se pregătește, aflăm și noi, să deschide noi baze militare în Europa de Est, iar una dintre ele va fi în România. Alte state care ar putea găzdui noile baze sunt țările baltice și Polonia. Alianța intenționează ca în fiecare bază să se afle până la 600 de persoane, arată cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Se pare că mai multe detalii privind bazele militare vor fi stabilite în timpul summitului din Țara Galilor. Se mișcă NATO din cauza celor întâmplate, celor ce se întâmplă acum în Ucraina, sau e o strategie cu bataie mai lungă? Nu, este pur și simplu o prezență simbolică. Dacă analizăm faptele, baze cu până la 600 de militari, vă dați seama, operațional nu înseamnă foarte mult din punctul ăsta de vedere. Cele trei state baltice, Polonia plus România, dacă mulțim 5-600, înseamnă 3000 de militari. Nu este o forță spectaculoasă. Dar atunci care ar fi rolul? Rolul este în felul următor. S-a creat o oarecare isterie pe subiectul acesta a invaziei Rusiei în Ucraina. Acolo este un conflict regional între două foste succesoare ale URSS-ului. Ele au, în cadrul RSS-ului, au o istorie puțin mai complicată și este rolul lor să-și regleze aceste povești, având în vedere că dețin minorități și una și celelalte, și cealaltă au o tradiție și o experiență istorică comună. Ba, putem spune, dacă ne raportăm la moștenirea politică a Rusiei Chievene, că practic ar putea fi același popor cu două laturi, să zicem, o față estică și o față vestică. Pentru presiunea media și presiunea opiniei publice, NATO trebuia să reacționeze pentru a nu se decredibiliza totalmente. Și atunci această măsură care să mimeze faptul că totuși intervine într-un fel, este mai mult, are rolul mai mult de a, cum spuneam, de un efect de imagine și un efect mediatic. Dar detașarea sau crearea unor baze care s-a subliniat temporare, deci nu sunt baze permanente, de câte 600 de militari, nu schimbă niciun caz echilibrul de forțe, dar nici Rusia nu cred că își propunea să înceapă un război cu toate țările NATO. Bănuiesc că a vrut să-și marcheze o zonă de influență
legitimă istorică. În partea aceea de est a Ucrainei este un teritoriu care istoric a aparținut Rusiei. Da. Este populat de o populație de o de deci o comunitate, da, o minoritate rusofonă. În fine. Deci da, ideea este că se încearcă și de o parte și de alta de a stabili anumite zone în pozițiile de negociere. Da, o să aflăm și o declarație a doamnei Elena Udrea, nu putem să o colim în emisiunea noastră, dar după o primă pauză de publicitate. Acum, așadar, publicitate. Continuăm Bucovina în retrospectiv cu partea a doua a emisiunii. În platou se află domnul Adrian Botezat, sociolog și politolog. Domnul Botezat, ne anunță doamna Udrea că, din păcate, în turul 2 o să ajungă Victor Ponta și cu mine, adică cu domnia sa. Extraordinar de optimistă, doamna Udrea. Da, da, extraordinar. Iohannis e prea slab, deci da, nu poate trebuie. De un optimism care frizează ridicolul. Doamna Udrea nici măcar în primii patru nu se află. Deocamdată clasamentul ăsta e așa: Victor Ponta cam la scorul partidului său, adică în jur de 40%, deci puțin sub partidul său, ca să fiu mai exact, puțin sub 40%, undeva 37-38 pe aici. Klaus Iohannis se află în jurul lui 20%, puțin peste 20%, 21-22 pe aici. Se pare că Tăriceanu este undeva la vreo 12% și asta nu este neapărat o surpriză, având în vedere că acum o lună jumătate la scorul europarlamentarelor Mircea Deaconu lua 16%. Da. Adică, practic, el s-ar plia Tăriceanu pe acel segment, cum ar veni, de foști liberali care au preluat acel segment. Doamna Udrea deocamdată este în jurul lui 6%. De la 6% să ajungi în turul 2 e o distanță destul de mare. Da, să mergem, e o mare, mare. Oricum, se discută aprins pe tema dacă Klaus Iohannis s-a întâlnit sau nu la Grifkov cu Dan Voiculescu. Se pune foarte mare accent în zonele, în spațiul public. Vin tot felul de analiști, vin tot felul de comentatori, chiar și politicieni, care vor neapărat să-l lege pe Iohannis de Dan Voiculescu. Punctele slabe în economia campaniei electorale. Da, punctele slabe ale lui Klaus Iohannis sunt cu totul altele. Acest lucru este un fapt absolut nesemnificativ. Dacă ar fi să vorbim de punctele slabe, care sunt? Una, există un moment în biografia sa după Revoluție, când a fost negociator pentru un fier, pentru familii de afară, deci era samsar de copii, un aspect prea puțin clarificat de domnia sa, dar și care există, va exploda în campanie electorală. Care există inclusiv materiale video pe acest subiect. Un al doilea aspect este faptul că el și cu soția lui au lucrat în permanență la stat, dar au 6 proprietăți, 6 imobile, lucru cam greu de explicat din salariile de bugetari. Un alt aspect sunt anumite declarații absolut nefericite, cum ar fi aceea că legat de justificarea acestor case, că el a spus cumva că ei n-au investit în educația copiilor, că alții au investit în zona imobiliară, adică ceea ce îl situează clar în zona cyborg, adică un om fără foarte multe trăiri umane sau latura aceasta emotivă și subiectivă a personalității sale este complet estompată. Nu, n-ar fi o calitate pentru un președinte cu o țară aproape în pragul falimentului. Moral și mie personal mi-e cam frică de roboței, persoane cu cheie în spate. Deci prefer omul cu bune și cu rele, dar un om, personaj viu care să poată fi capabil de sentimente umane. Da, trecem domnul Blaga și el a ieșit la rampă spre sfârșitul săptămânii trecute. Domnia sa vede Alianța Creștin-Liberală pentru 140 de ani. Iohannis, iată, va occidentaliza țara, cum a făcut la Sibiu, a declarat Vasile Blaga. Este o declarație cum să vă spun eu, foarte bombastică, dar fără acoperire în spate. De ce?
La Sibiu nu s-a întâmplat niciun fel de minune, sunt lucruri absolut explicabile. În 2007, dacă nu mă înșel, Sibiu a fost capitală culturală, iar guvernul României a băgat foarte mulți bani în renovarea acelor clădiri. Am fost de mai multe ori la Sibiu, în afară de acel centru istoric, și acolo, să știți că nu toate clădirile sunt renovate, deci câteva clădiri importante, câteva muzee, câteva, cum spuneam, elemente reprezentative, dar în rest, dacă ieși din primul cerc, deci dacă ieși la 20-30 de metri în jurul acelei piațete, lucrurile sunt absolut deplorabile. Deci nu e neapărat un magician Klaus Iohannis la Sibiu, iar ceea ce este absolut comic este că un candidat mediocru, cum este Klaus Iohannis, are șef de campanie un alt personaj mediocru ca Vasile Blaga, care este foarte mulțumit, a pierdut, da, este foarte mulțumit cu că a luat un partid de la 30% și l-a dus la 12,5%, adică într-adevăr este un tandem de vis. Și ultimele campanii electorale, da, au fost, ultimele alegeri au fost pierdute și dumneavoastră era șef de campanie. Da, iar abilitatea sa de a conduce campanii, am constatat-o, eram la un moment dat cu un parlamentar la vremea aceea PD în mașină și era o teleconferință, cum ar veni, în care Vasile Blaga era atunci secretar general al PD-ului. Deci el ședințele le conduce răcnind, dar răcnind, cum să vă spun eu, de zici că are o problemă, deci nu... Deci cam la asta se rezumă abilitatea lui Vasile Blaga de a conduce formațiuni politice. Rămâne la domnul Blaga, cere, domnia sa spune că Alianța Creștin Liberală cere Partidului Social Democrat ca legea amnistierii și grațierii să nu mai stea la dospit, să o scoată, să o pună pe ordinea de zi a ședințelor de Camerei Deputaților. Zice domnia sa, vom cere după alegerea noului birou al Camerei punerea pe ordinea de zi cât mai rapid a legii grațierii și amnistierii, pentru că ne putem aștepta ca domnul Ponta să se gândească să suspende pentru vreo două ore și codul penal ca să-și rezolve problemele pe care le are cu principalii lui susținători. Revine, deci, în atenție legea amnistierii și grațierii. Eu sunt convins că PSD-ul mai devreme sau mai târziu o va introduce și eu cred că o și va vota, pentru că lucrul acesta l-a cerut public Adrian Năstase la ieșirea din penitenciar. Au fost declarația lui Victor Ponta în care spunea că el candidează la prezidențiale pentru a-i face dreptate lui Niculescu de la Argeș și lui Nicușor Constantinescu de la Constanța. PSD-ul, din păcate, este un partid cu mult prea mulți oameni corupți la pușcărie și cu foarte, foarte mulți oameni corupți care așteaptă să intre la pușcărie. Și atunci... Bine, și PDL-ul și PNL-ul au și... Cu atât mai mult, dar până noi deocamdată discutăm de un PSD aflat la guvernare și cu perspective foarte reale de a pune și un președinte care este adeptul acestei linii în România. Da, parlamentarii la muncă de astăzi dezbat reducerea CASE-ului și iertarea la plata pensionarilor. De fapt, deja acest... Suntem în campanie electorală. Da, legea amnistiei fiscale a și fost votată în Senat. Deci, s-a întâmplat pentru că suntem în precampanie sau vine campania electorală, nu? Da, și era sunt vizate grupuri țintă specifice. Da. Bun, dacă nu era campanie electorală, își mai aducea cineva aminte, lucra cineva la această lege de amnistiere? Că a fost totuși o greșeală a unor funcționari publici. S-ar mai fi gândit statul să corecteze? Nu, părerea mea, singurul motor este campania electorală. Da. Îl avem la telefon, așa cum am anunțat la începutul emisiunii, pe domnul Constantin Galan, deputat. Ne auziți, domnule deputat? Bună seara, vă aud mai greu, dar sperăm să putem înțelege. Spuneți, vă rog. Bun, o să vorbim mai tare. 2, 3, 7, poftim, vă rog. Da. Văd că sunteți în, cum să spun eu, în vână, ca să mă scuzați de termen, la început de sesiune parlamentară. Da, asta să fie motivul sau aveți... Asta să fie motivul sau sunt și alte motive? Nu, pentru că suntem la deschidere sesiunii, probleme de organizare, tehnice la început de deschidere, pentru că la fiecare sesiune, când începe sesiunea precum astăzi, la început de septembrie, sunt probleme organizatorice, se mai schimbă președinții de comisii, se mai schimbă conducerea Camerei Deputaților, referitor la vicepreședinți, la chestori, lideri de grup, vicelideri de grup.
Deci suntem la probleme de organizare. Bun, dar la Suceava ce se mai schimbă? La Suceava? Eu știu. N-a niciun zvon, nimic? Nu știți nimic? Să mai aude că se mai schimbă ceva. Deci pot să vă spun că mâine, seara asta, încă nu a apărut ordonanța redactată, să vedem, fiecare are o temere, trebuie să studieze, să verifice cam în ce poziție se poate afla, să nu dea greș. Probabil că în cursul zilei de mâine vom primi ordonanța scrisă, în care fiecare ales local poate să-și aleagă o direcție sau alta, funcție după preferința și locul unde se simte mai bine, adică din punct de vedere politic, credibilitatea care o are, respectul care o are față de colegii de partid, față de electorat, eu știu, angajamentele care le are față de electorat, mă refer asta în primul rând de cei care au candidat pe listele USL și săptămâna asta, după miercuri încolo, o să producă schimbări. Da. Bun. Partidul Liberal Reformator, da. Vă ocupați de organizarea filialei județene. Bineînțeles. Este căutat partidul dumneavoastră în această perioadă? Să nu spuneți că nu. Da. Da. Este foarte căutat. Noi ținem legătura în permanență cu toți primarii PNL, respectiv și PDL, să recunoaștem, pentru că sunt primarii PDL care și își declină competența, deci ar dori ca să activeze în perioada următoare într-un alt partid care probabil că are un respect mai mare, poate are o credibilitate mai mare din punct de vedere al comunității respective, mă refer chiar și la primari, la viceprimari, la aleși locali sau județeni. Transformarea o să aibă loc în perioada următoare, trebuie să avem puțină răbdare, câteva zile. Iar la PNL ce mai știți? Ce se mai întâmplă? Sau nu vă mai interesează Suceava? La PNL? Da. Nu știu, știri pe surse mai apare, că nu putem, nu pot să mă pronunț pentru că nu este partidul care mai activez acum, dar... Bun, dar ați putea să renunțați în cazul unor schimbări, mai ales că v-ați bătut pentru funcția de președinte. În cazul unor schimbări ați putea să renunțați la acest proiect, nu, Partidul Liberal? Nu. Nu, reformator. Poate ce am plecat aici, eu mă apuc la vârful județului pentru a construi ceva, niște cum, nu astăzi mă mișc și mâine mă întorc înapoi, nu, cu siguranță. Nu, rămân aici, fără nicio problemă. Am înțeles. Ceilalți care au rămas în PNL la ora actuală, mă refer parlamentar, primar, fiecare are timp de gândire, se poate mișca într-o parte sau altă, după cum îi permite acum migrația politică la aleși local. Pentru parlamentar putea să o facă și înainte, acum are ocazia și primare, viceprimare, să facă pasul acolo nu-i convine. Nimeni nu-i poate obliga, nici să rămână, nici să plece. Deci apreciați că vor fi surprize, domnule deputat? Poftim. Vor fi surprize mari în această mișcare, în această migrație? Surprize? Da, cu siguranță. La toate nivelurile, indiferent că o fi un cătun într-un stat, o comună mai mică care o putem aprecia, până la nivel de municipiu, de municipii, de Suceava, eu știu, celelalte municipii la nivel de, eu știu, Brădăuț și alte surprize se poate petrece oriunde. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Pentru această sesiune, ce vă propuneți, domnul deputat? Mă rog, cât va fi muncă? Îndată iar intrați într-o mini-vacanță, începe campania electorală. Îmi propun în primul rând să consolidăm Partidul Liberal Reformator la nivel de Suceava și în Parlament. Mai îmi propun la Parlament. Da. Trebuie să cât mai multe legi. Eu am multe proiecte de legi propuse în sesiunea trecută, dar își urmează cursul care durează câteva luni de zile. Care e cea mai aproape de finalizare sau să intre la vot? N-am mai urmărit acum pe site să vedem pe unde se află fiecare, pentru că și are cursul la ministere, la senat, la camera deputaților, comisii, fiecare lege vine la câteva comisii, buget, finanțe, știu, juridic, dacă lege de muncă și protecție sociale, drepturile omului, toate sunt în diferite, au un parcurs. Nu vă pot spune chiar acum unde mă aflu la volanul mașinii, dar pot să vorbesc, m-am retras puțin pe dreapta, sper că m-au auzit. Da, m-auzit. Îmi propun lucruri multe și mari, în primul rând, tot ceea ce îmi propun din punct de vedere al unui parlamentar,
să votăm legi pentru comunitatea, în primul rând pentru județul Suceava, pentru zona în care trăim și mai mult ca atât din toate mișcările astea ca să aibă de câștigat în primul rând cei din jurul nostru. Am înțeles. Propun în primul rând ca Partidul Liberal Reformator la nivel de Suceava să fie un partid competent, să aibă, să fie căutat și până la urmă să lăsăm orgolii politice ca toți sucevene, indiferent de culoarea politică, să putem promova cât mai multe legi benefice pentru județul Suceava. Avem suficiente proiecte, ne întâlnim în Parlament în fiecare zi, chiar și astăzi, lucrul ăsta l-am făcut, cu diversi colegi de la diferite partide și chiar trebuie să punem umăr la umăr, da, și promovăm proiecte pentru județul Suceava. Avem foarte multe, vom discuta discuțiile care vom avea în perioada următoare și vom ține la curent cu ceea ce am putut promova sau ceea ce am pierdut și nu le-am putut promova și așteptăm o altă schimbare. Bine. Poftim. Mulțumesc, domnule deputat, drum bun în continuare, ne auzim. Și eu vă mulțumesc, succes. Tot care a plăcut. Numai bine. Doriți să comentați ceva sau trecem la vizita în China a premierului? Nu, vreau să spun un lucru. Ce-am mai discutat și cu altă ocazie. La noi această fugă a consilierilor și a primarilor de la un partid de regulă din opoziție la un partid de la putere e și o dovadă a eșecului de model politico-administrativ al României, în sensul că unitățile sunt multe, mici, slabe, atrofiate și în permanență dependente de bugetul județean sau, de fapt, de bugetul național în principal. Și atunci noi ajungem la un teatru caragios, se schimbă puterea, toți iar fug în partea cealaltă. Plus, vreau să mai fac o scurtă paranteză. România, în momentul intrării în Uniunea Europeană, și-a propus, în primul rând, sau așa ar fi normal, reducerea decalajului între nivelul de dezvoltare sau de subdezvoltare a țării noastre și nivelul mediu de trai și de dezvoltare din Uniunea Europeană. Ori asta ce înseamnă? Că noi trebuie să alergăm puțin mai repede decât ceilalți din Uniunea Europeană ca să putem reduce această distanță între noi și ei, pentru a reduce acest decalaj. Ori în momentul în care, deci noi nu numai că nu facem acest lucru, noi ne împiedicăm singuri, decalajul între noi și ne consumăm eforturile și Uniunea Europeană se măresc. Ori la nivelul pur pragmatic de conducere a comunităților, deci pe lângă faptul că elementele administrative sunt dispersate, sunt atomizate, există și structuri de conducere care nu sunt viabile. Eu, de exemplu, aș desființa toate consiliile locale și județene. Deci experiența a arătat că aceste consilii locale și județene sunt frâne în calea dezvoltării comunităților. Ce structuri punem? Nu, adică decizia să fie lăsată în mâna primarilor, a managerilor acelor localități sau eu aș înlocui președinții de consiliul județene cu guvernatori și am să vă dau un exemplu. Vreau să vă spun, la nivelul primărilor de comune și de orășele și chiar și de orașe, deci în structura primăriei nu există arhitecți, nu există ingineri constructori, nu există oameni de meserie, pentru că comunitățile sunt într-o mare, cum să vă spun, pană de oameni de specialitate care se facă. La noi, consiliile locale și județene sunt fel de șezătoare la gura sobii în care funcționează pe principiul să vorbească și ne aiuăm că îi șeluăm. Așa, tot felul de discuții sterile, oameni fără specializări, oameni care nu sunt capabili să ia decizii pentru bunăstarea și dezvoltarea localităților sau județelor respective. Deci sunt frâne în calea dezvoltării acelor comunități. Se presupune că o comunitate trimite cei mai buni reprezentanți ai săi în astea de structuri. Da, se și vede. Deci experiența de 25 de ani și rezultatele și efectele în teren demonstrează că acest lucru într-adevăr se întâmplă. Dar deocamdată propun să funcționăm. Deci, eu structuri de genul. Bun, eu n-am o problemă. Noi putem funcționa și dar mai puțin. Foarte nu 23, deci, pentru ce să aibă Suceava, de exemplu, 23. Noi putem funcționa foarte mult în continuare și o să vedeți că principala miză este funcția viceprimar, postul de consilier local pentru a aranja terenuri, facturi pe sumasă. Cam asta e rolul unui consiliu local sau unui consiliu județean. În niciun caz o preocupare de dezvoltarea comunităților și cine nu crede ce spun eu, să meargă în comunitate,
în Consiliul Județean, se vede care efectul. În 25 de ani nu se întâmplă absolut nimic. Nu sunt profesioniști în astfel de structuri. Nu sunt profesioniști. Adică să nu uităm că orașe de tipul Sucevei au fost construite în tot în aceeași perioadă, 25 de ani, de prin anii 60 până în anii 80. Adică într-o perioadă de timp similare se întâmplau lucruri importante, vizibile, și noi în aceeași perioadă de timp, deci noi nu numai că nu progresăm, noi regresăm. Da. Vizita în China premierului. Acolo e foarte bine că premierul României încearcă să găsească și să dezvolte piețe de desfacere sau de colaborare economică cu alte zone. China este o țară pe care nicio țară din lume și din Uniunea Europeană nu poate să o ignore. Toată lumea se bate pentru colaborări cu China. O scurtă paranteză, astăzi s-a inaugurat un gazoduct, cel mai mare gazoduct din lume, între Rusia și China. Surplusul care ar fi trebuit să meargă către Europa va merge către China. Este un mare succes a politicii externe rusești și chineze de altfel. Am închis această paranteză. În schimb, ceea ce este, pe lângă aspectul benefic general acestor, și am înțeles că e o vizită foarte aplicată, adică companii, contracte, da, foarte direcționate pe domeniu. Dar există un mare dar. E un lucru interesant. Marea majoritate a proiectelor care se vor semna în China de către Victor Ponta vizează în special zonele din Oltenia, adică zonele miniere. Un contract vizează construcția în Craiova, 1800 de apartamente sub prețul pieței. Un alt contract prevede construirea unei autostrăzi între Pitești și Craiova. Deci foarte multe lucruri direcționate foarte clar către zona Oltenii. Dacă în timpul cât Emil Boc și PDL au fost la guvernare, marea majoritate a investițiilor mergeau către Cluj și către Ardeal în infrastructură, o scurtă paranteză, în timp ce în Cluj și în Ardeal se băgau bani grei în infrastructură și în dezvoltarea zonelor industriale, în județul Suceava, Gheorghe Fluturi făcea Mocăniță, Ou de Paști, Hora de la Prislop, Hora Bucovinei, adică lucruri care n-au produs niciun efect benefic pentru acest județ, am închis paranteza. Deci se pare că încă o dată regiunea Moldovei din România, adică județele din Moldova, încă o dată nu beneficiază de niciun fel de atenție, niciun fel de investiții, niciun fel de program de dezvoltare. Problema este că decalajul și enclavizarea României va continua și decalajul și sărăcia se va acumula și mai mult în zona Moldovei. Ceea ce este trist este că noi avem în zona Moldovei atâția parlamentari de la toate partidele, corect, care nu țipă, nu se leagă cu lanțuri de gardul ministerelor din București, no, în special de Ministerul Transporturilor, pentru că cetățenii din județele din regiunea Moldovei plătesc această acciză pe carburant și regiunea Moldovei nu beneficiază de un metru de autostradă. În sud și în vest se fac tot felul de interconectări între bucăți existente și în Moldova n-a început absolut nimic. Niciodată. Este rușinos pentru toți parlamentarii, indiferent de partide din regiunea Moldovei, că nu se implică în programe de dezvoltare regională a regiunii noastre. Deci subdezvoltarea se va adânci. Da. Au plecat efectiv pe ascuns spre Parlament să se apuce de treabă, mă rog, treabă, spunem noi, la muncă, în Parlament, fără, eu știu, o minimă întâlnire cu presa. Dom'le, uite, asta ne propunem, suntem ăștia, suntem 16, 14. Păi ei consideră că două întâlniri sunt suficiente în momentul alegerii și la ieșirea din mandat. La ieșirea din mandat. Dacă va fi o întâlnire și atunci. Cum să spun eu, să dai o tușă de seriozitate în activitatea ta. Da, dom'le, uite, plecăm din nou la o nouă sesiune. Ne propunem asta. Dar dacă nu au idei. Da, e posibil. Dacă le-ar fi avut, ce le-ar fi exprimat public, ce nu? Comunce, nu? Pe asta mă gândesc. Atunci, până la pauza de publicitate, mai avem a doua pauză de publicitate, mai avem 4 minute. Trecem la titlul 2. Suceava, show-uri politice și administrație. Un prim subiect. Contract de 6 milioane de euro pentru modernizarea 10 străzi din Suceava, semnat cu o firmă din Iași, expertă în contestații. Partea asta a doua. Place, e o firmă din Iași, care până la urmă, nu știu, a reușit să țină acest contract. Eu vreau să spun un singur lucru, apropo de organizare.
avem, au participat și firme din Suceava. Da, eu vreau să vă dau un singur exemplu. Ca să facem diferența cum se selectează, cum se face, cum se organizează o licitație, cum se organizează un cai de sarcini. Toți sucevenii pot vedea două rezultate. Una, o firmă serioasă cum este cea lui Umbrărescu, care a făcut în 6 luni într-un timp record o lucrare calitativ de cel mai înalt nivel între Botoșani și Suceava, și pe de cealaltă parte tot o firmă din Iași, Cola, da. SCCF Iași, da. Care se ocupă de ani de zile de centura Sucevei și numai nu mai poate să o termine. Deci sucevenii s-a terminat pot... cu ea, da. Între timp, s-a terminat, da, cu s-a terminat cu firma. Deci sucevenii pot face această comparație foarte simplu. Dacă vom lucra în permanență cu oameni și cu firme neserioase, rezultatele se vor vedea. Știți că a mai fost cazul și la drumul spre Câmpul Lung Vatra Dorne, când se lucra cu o firmă grecească și la un moment dat a fost fugărită. A mai fost un caz și cu o firmă, tot nu mai știu de unde era, Iacobeni spre Borșa, care tot așa nu s-a... A fost și agonită. Dacă România nu știe să regleze partea de organizare în care firmele neserioase să fie date deoparte și cele serioase... Pe cele vrea liste, dar n-a mai apărut lista cu... Da, mai luăm o pauză de publicitate și revenim imediat. Complex Zamca. Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În patul se află domnul Adrian Botezatu, sociolog și politolog. Trecem la titlul cu numărul 2, Suceava, cum am spus, show-uri, politică și administrație. Primăria Suceava a mai discutat des acest subiect. Primăria Suceava se va asocia cu un operator privat pentru prinderea câinilor vagabonzi de pe străzi și, în sfârșit, tot la ultima ședință a Consiliului Local Municipal Suceava, licitația de desemnare a unui nou operator de termoficare a Sucevei merge mai departe. Două proiecte de hotărâre de Consiliul Local, care au trecut după 3 întruniri succesive eșuate. A revenit primarul din concediu și, în sfârșit, măcar bine, două chestiuni au putut fi discutate. Aceste probleme sunt un serial fără sfârșit. Sunt simbolul neputinței acestui Consiliului Local. Un Consiliu Local absolut inutil la Suceava, care n-a rezolvat nicio problemă a municipalității. Astăzi sunteți pus pe desfințat. Nu, dar asta este adevărul. Democrat. Deci dacă îmi puteți spune o problemă pe care actualul Consiliu Local a soluționat-o sub formă de proiect, în favoarea cetățenilor, eu îmi scop pălăria și îmi cer scuze, n-am niciun fel de probleme. Dar nu pot să nu constat inutilitatea acestui Consiliu Local. Deci n-a rezolvat absolut nimic. Nu este nimeni nu se individualizează acolo să iasă cu proiecte, cu viziuni, cu idei personale. Din ce motiv? Poate nu au. Poate nu au? Și ei fără viziune, fără proiecte, fără... Păi dacă le-ar fi avut, ar fi ieșit, nu? Așa cum se discută în diferite zone, gândesc numai liderii lor politici? Dacă ar gândi și ei, ar fi foarte bine, dar se pare că este... o liniște totală pe toată linia și la toate partidele politice. Din păcate, pentru acest municipiu. Da. Democrat-liberalii cer înființarea unei comisii care să verifice cauzele întârzierii lucrărilor la aeroport. A fost președintele Consiliului Județean în emisiunea noastră, raportul de seară, a explicat care sunt chestiuni, dar mai mult politică aici sau chiar... Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci aproape că numai. Unii primari ai opoziției suceveni își pregătesc bagajele pentru a pleca la alte partide. Ați mai atins acest lucru. Primarul Lungu a declarat că pentru prima dată a simțit o umilință maximă când Partidul Democrat Liberal și-a anunțat alt candidat pentru primăria Suceava. Asta în condiții primarul... în care singur, prin simplu său act de voință, a renunțat la funcția politică în partidul care l-a propulsat către primărie și a declarat public, el nu mai face politică, face administrație. Adică părerea mea, această lăcrămație nu și-are rostul. Primarul Partidului Național Liberal din Cornul Lungii, Gheorghe Fron, își anunță trecerea la PSD. Era normal, oamenii ne-au votat în cadrul USL și dacă șefii de sus nu au înțeles, este greșeala lor. Ieșirea PNL de la guvernare a fost o mare greșeală și mai mult am ajuns să ne aliem cu dușmanul. Cum vedeți aceste explicații?
Deci nu mai vreau să le mai... Nu neapărat să ne referim la primarul Gheorghe Fon, dar cam sunt spus, cam aceleași explicații, motivații. Această devine penibilă, da. Această fugă, da. Vine PSD-ul, fug primarul la PSD, vine PDL-ul sau cine vine, fug. Da. Adică deja este suntem caragioși, adică dar noi ne complacem în această bălăcăreală continuă și această mlaștină. Asta nu este politică ce se face în România. Și nimeni nu vrea să spună lucrurile astea clar și răspicat. Este circ, este... Ce să mai vorbim? Sub orice critică. Bun, s-a încercat cu această lege să mai tempereze migrațiile politice. Ce trebuie făcut? Educați oamenii aceștia care... fac politică. Este o criză de sistem, nu este doar o problemă punctuală care nu este funcțională. Nu, trebuie o măsură coercitivă, cum s-a luat până acum și nu s-a rezolvat. Deci problema este mai multe niveluri. Da, și mai găsesc încă o motivație. Alături de PSD este și primarul din Mălin, Petru Nistor, care a mai fost membru al acestui partid înainte de ultimele alegeri locale. De precizat că la alegerile din 2012 Petru Nistor a fost reales în funcție de primar din partea PNL. Numai puțin, eu nu mi-am schimbat partidul. Am candidat ca simpatizant PDL, dar eu am rămas în PSD, partid din care nu mi-am dat demisia. Bine, ar trebui să râdem sau să plângem. Cred că mai degrabă ar trebui să plângem. Să plângem. Deci aici cauza care este, cum spuneam, unități administrative slabe, partide politice toate care nu-și asigură rolul de a selecta oameni din societate, de a forma o elită politică, de a o pregăti pentru actul administrativ și politic și, nu în ultimul rând, oameni de slabă calitate. Păi cum să faci când... Mă refer în general, nu la cei care pleacă, doar la cei care pleacă. Nu. În general, foarte mulți din cei care își exercită această funcție nu sunt oameni de calitate. Criză de profesor pentru învățământul special și de matematică în școlile din județ e aproape firesc, nu? Tot e o problemă de organizare. Dacă s-ar crea facilități, condiții și salarizare corespunzătoare, n-ar fi nicio problemă și nicio criză în sistem. Da. Deputatul președintele Organizației Municipale Suceava a Partidului Democrat Liberal, deputatul Ioan Balan, a dezvăluit vineri într-o conferință de presă că aleșii Democrat Liberal sunt supuși unor presiuni din partea reprezentanților puterii din județ. Au fost arătați cu degetul președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Nechifor, prefectul a fost și el introdus pe această listă. Cu prilejul acesta, deputatul Balan a și reproșat primarului Ion Lungu acea afirmație că a simțit a trăit o umilință mare atunci când Partidul Democrat Liberal și-a anunțat un nou candidat pentru alegerile din 2016. Vedeți, cum apare un partid la guvernare, face presiuni să fure primari de la alții. Deci toți fac același lucru. Când însă la putere justifică această acțiune ca fiind oamenii vin din proprie inițiativă, nu e niciun fel de problemă, când sunt în opoziție țipă și zbeară din gură de șarpe că se întâmplă acest lucru. Dar nimeni nu creează mecanismul ca acest cerc vicios să se oprească undeva. Da. Ce mecanism? Au creat parlamentare. Da, această... Un mecanism care să funcționeze de a rezultate. Nu, trebuie să-i educi, doar să-i mai treci pe la școala politică. Cumul de acțiuni care asta trebuie luate simț, să... E o chestiune de bun simț, pentru că, iată, există legislație care interzice migrația, da? Sub amenințarea că pierzi mandatul. Da, dar... Și iată că în 2008, da? În 2012, primarii simpatizanți. Da. Problema, în schimb, știți, până la urmă, la ce se reduce discuția noastră, pentru că pot fi luate multe măsuri care să împiedice sau să frâneze acest procent. Părerea mea este că cauza ultimă este că electoratul acceptă genul ăsta de comportament și atunci, acceptându-l, îl justifică. Și de-aia ei fac în continuare acest lucru. Deci, până la urmă, se pare că noi în România avem cel mai puțin exigent electorat care permite foarte multe porcării în spațiu public și în spațiu politic. Da, ați mai reflectat asupra problemei din Consiliul Local Fălticeni. La emisiunea ați participat Raportul de Seară. Prin telefon a intervenit și primarul Cătălin Coman.
cum a spus el, dumneavoastră acuză Alianța Răului că blochează proiecte importante pentru comunitate. Ați mai reflectat asupra? Da, am reflectat în sensul în care consiliile locale, cum am și spus, sunt instituții absolut inutile și în viziunea mea ar trebui renunțat la ele. Și doi, partidele nu-și fac rolul de a crea platforme, de a crea proiecte de dezvoltare pentru comunitățile locale. Și deci e o tăcere absolut justificată doar de incompetență. Bun, sper să rămână măcar, să rămânem cu Parlamentul, domnule Botezatu. Da, îl avem la telefon, am fost anunțat de colegii mei din regie, că îl avem la telefon pe domnul senator Ovidiu Donțu. Ne auziți? Bună seara! Bună seara! Domnul senator, a trecut, am înțeles, de votul Senatului legea amnistiei fiscale. Cum comentați? Era oportună această inițiativă, această lege? Sau suntem în precampania electorală? Acum, dacă o luăm așa, foarte des suntem în precampanii de toate tipurile. Uh-huh. La modul cum sunt așezate alegerile, fie ele locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale în România. Da. Așa că de acest lucru nu vom scăpa niciodată. Este vorba de două proiecte de lege care se referă unul dintre ele la amnistia fiscală a mamelor, în speță a persoanelor care au primit indemnizația de creștere a copilului și ulterior s-au constatat anumite greșeli a unor funcționari. A doua lege se referă la amnistia fiscală a pensionarilor, care tot din aceleași motive, din cauza unor greșeli a unor funcționari, s-a constatat că acești pensionari trebuie să dea statului unele sume înapoi. La mame e vorba de 50 de milioane de lei, iar la pensionari de 350 de milioane de lei per total. Și atunci guvernul a venit cu aceste două proiecte de amnistie fiscală, tocmai pentru că dacă funcționarii statului au greșit. Nu este normal, înțeleg din presă, că se sinucid pensionari, mame care au de restituit înapoi sume importante de bani, da, se adresează mass mediei. Și atunci, în mod evident, guvernul trebuia să intervină, să propună și Parlamentul să aprobe această amnistie fiscală. Mai ales că toate aceste lucruri s-au putut întâmpla datorită unei ordonanțe de urgență 34/2009, care prevedea blocarea angajărilor la stat. Deci, practic, funcționarii au fost asaltați cu legislații în continuă schimbare, dar cu același număr de personal trebuiau să proceseze toate aceste dosare. Și mi se pare normal ca să o luăm de la zero într-o anumită formă și să nu sufere cetățeanul acolo unde este greșeala statului, prin reprezentanții tăi, să-i să-și asume statul acesta. Domnule senator, cinstit, dacă nu era, eu știu, dacă nu erau alegerile prezidențiale, v-ați fi grăbit, nu dumneavoastră, Parlamentul, parlamentarii României, să scoată această lege atât de repede? Intervenții pe latura socială au mai fost la acest guvern. Nu-i prima intervenție socială a acestui guvern. Deci, practic, orice tip de intervenție pe latura socială, acest guvern o va trata cu aceeași atenție. Și atunci, în mod evident, și majoritatea parlamentară, acolo unde sunt bani, acolo unde există prevederi bugetare sau bugetul își poate permite să facă acest lucru, sigur că este important să intervenim. Tot așa și cu legea de reducere a CSE-ului cu 5 puncte procentuale. Acest lucru se adresează pentru mediul de business, dar în mod evident, acolo unde sunt bani, trebuie să intervenim și să ajutăm economia, să ajutăm antreprenorii să angajeze oameni noi și acolo unde fondul de salariu permite prin reducerea acestui CSE de 5% să majoreze salariile personalului existent. O ultimă întrebare, domnule senator, doar un minut, să ne încadrăm, să vă încadrați într-un minut. Pe agenda dumneavoastră pentru sesiunea de toamnă, pe locul întâi,
Ce proiect se află? Ce ținte se află? Sigur că sesiunea de toamnă a început astăzi. Sunt foarte multe lucruri la care mă gândesc, dar în prima fază am depus astăzi la Senat o interpelare vis-a-vis de problematica termică, care unde am cerut intervenția corpului de control al primului ministru pentru ca grupul infracțional organizat care se creează în jurul termică, prin care niște lichidatori cu niște foști manageri, cu reprezentanți ai unor angajați ai statului, au pus ochii pe această societate pentru a evita plata a circa 325 de miliarde către stat de la această societate și pentru, prin procedura dării în plată, anumiți creditori să ia activul de la această societate și statul să rămână cu pasivul și sucevenii fără locurile de muncă de acolo și fără serviciu public prestat. De asemenea, astăzi am depus... Este o acuzație destul de gravă, domnule senator. Eu am mai spus-o în spațiu public, a început sesiunea parlamentară, am datoria să trec la fapte, sigur, organele statului vor cerceta dacă am eu dreptate. Eu mi-aș dori să mă înșel măcar într-o anumită componentă a acestor lucruri. De asemenea, am depus o întrebare privind două din cele mai importante investiții în școli, liceul sportiv și sala de sport de la liceul Ștefan cel Mare, pentru a vedea la Ministerul Dezvoltării posibilitățile de finanțare acestor două investiții abandonate de guvernări de trecut. Am înțeles. Domnule senator, vă mulțumim. Și succes. Eu vă mulțumesc. O seară bună. Domnule Botezatu, avem 5 minute. Aș vrea să acordăm totuși ultimului subiect, ultimului capitol a emisiunii. Ucraina, tragedii și povești romanțate. Continuă războiul în acest moment. În ce stadiu sunt acest conflict? În stadiul accelerării, intensificării acestui conflict, în ce sens? În sensul în care în cele două republici separatiste are loc o contraofensivă a separatiștilor. Se pare că armata ucraineană este într-o mare dificultate, a trebuit să părăsească anumite localități pe care le ocupa anterior. Armata ucraineană a suferit pierderi considerabile, inclusiv prizonieri, răniți, etc. Și este programată... Au curaj separatiștii că Da, se pare că au primit ajutor din partea Federației Ruse, adică clar, ofensiva are suport logistic și probabil material militar din partea Federației Ruse. Dar nu niciodată să cadă garnizoanele după una după alta? Păi, se pare că într-adevăr s-a produs un sprijin substanțial din partea, cum spuneam, Rusiei. Azi au avut loc primele întâlniri între la Minsk, în Belarus, între reprezentantul Ucrainei, fostul președinte Kuchma și un reprezentant al Republicii din Donetsk, un vicepremier. Au fost primele tatonări în privința unui început de negocieri. Până acum partea ucraineană a refuzat în mod constant negocierea cu aceste entități administrative din estul Ucrainei. Dar ceea ce este interesant este că este programată pe 18 septembrie o vizită a lui Piotr Poroșenko, președintele Ucrainei, în Statele Unite și el intenționează să ceară declararea celor două republici ca entități teroriste. Asta înseamnă agravarea, părerea mea că statele nu cred că vor face acest lucru, dar asta demonstrează că conflictul se va intensifica și... Poate degenera, dar important este că se îndepărtează perspectiva unei soluționări negociate a conflictului și se merge clar pe un deznodământ militar în regiunea respectivă. Da, și voiam să punctăm și câteva povești romanțate, măcar una am găsit pe presa
centrală. Bine, sunt sute, zeci de povești de astea. În general... Care v-a atras atenția? Nu, știți cum, ca observator acestui fenomen, trebuie să fii foarte atent să ai o metodologie de a culege informația de două feluri, cu valoare de fapte și cu valoare de opinie. Adică trebuie dat cât mai mult deoparte informații cu valoare de opinie de tipul acesta este un pahar frumos sau de fapt acesta este un pahar. Și atunci, pentru a putea trage concluzii echilibrate despre ce se întâmplă acolo, ambele părți minte, clar, evident, lucrul ăsta, iar presa din România este clar părtinitoare, ține clar cu o singură parte. De-aia trebuie mare atenție în a discerne informațiile care vin din zona respectivă. Donald, cum spuneți, Tusk, da? Pentru fiind că, polonez, da. Fiind polonez, da, este nou președinte al Consiliului European și în această calitate s-a și pronunțat oarecum asupra acestui conflict. Europenii nu mai au timp pentru optimism naiv în cazul Ucrainei. Mai avem un minut. Analiștii europeni consideră că noua componență este favorabilă Rusiei, atât Donald Tusk, un premier care a ajuns la putere în urma decesului fostului președinte Kaczynski, și de asemenea ministra de externe italian provine din Partidul Socialist și are viziuni moderate în ceea ce privește Rusia. Deci e o echipă nouă la Bruxelles care nu este foarte, foarte războinică în ceea ce privește Rusia. De altfel, o scurtă paranteză. Rușii se pare că de la înființarea acestor organisme europene au beneficiat de persoane favorabile lor. Să nu uităm de Romano Prodi. Se pare că acel agent Litvinenko ucis cu poloniu în Marea Britanie avea cauză tocmai niște dezvăluiri legate de prietenia lui Prodi sau dependența de Rusia. A urmat Barroso, un portughez care în tinerețe a avut viziuni comuniste. Urmează acum... Nici păcate. Da, un politician de anii 80, Juncker din Luxemburg, adică până la urmă... Contextul e favorabil. Contextul e favorabil, da. Mulțumesc pentru participare. Cu mare plăcere, oricând. Aici se încheie emisiunea Bucovina Retrospectiv. A fost alături de noi domnul Adrian Botezatu, sociolog și politolog. Urmează știrile Bucovina TV cu Ana Cocoș. Rămâneți alături de Bucovina.